Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! În cadrul emisiunii de astăzi ne-am propus să facem totalurile anului 2016 sub aspect social. Aceste aspecte vom încerca să le elucidăm împreună cu Eugenia Ceban, consilier municipal CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Alexandra Tolicico, manager proiect Fundația Soluția. Bună seara! Bună seara! Doamna Ceban, haideți pentru început să vedem cât de multe realizări pot fi trecute în palmaresul consilierilor municipali atunci când vorbim despre grija concetățenilor noștri și cu atât mai mult vreau să ne referim la aportul pe care l-a adus pe plan social. Pentru, aici nemijlocit mă refer pentru persoanele aflate în dificultate. Vă rog. Știți, dacă am vorbit despre că am face niște totaluri, ceea ce noi, consilierii municipali, inclusiv fracțiunea Partidului Socialiștilor, care suntem cea mai numeroasă fracțiune, 19 consilieri în Consiliul Municipal, am avut în anul 2016, aș vrea să mă accentuez la acele momente că, practic, majoritatea partidelor își amintesc de alegători și de cetățeni de la alegeri la alegeri. Ceea ce desigur că este foarte dureros când în față sunt atâtea persoane în etate, sunt atâtea familii cu mulți copii, sunt atâția tineri orfani, atât de mulți copii în stradă și ajutorul față sau atitudinea față de aceste persoane practic este nemiloasă. Dacă ne referim la ceea ce am putut noi realiza pe parcursul acestui an, vă rog. Vreau să vă zic un singur lucru. Dacă vă amintiți cu dumneavoastră, împreună am fost martori atunci când persoanele în etate trebuiau din ultima bucățică de pâine din pensia lor să achite anual pentru îngrijirea mormintelor de la cimitirile din municipiul Chișinău, asta din numai din oraș. Nicăieri în lume nu este așa ceva și nici în Europa n-am întâlnit așa ceva și desigur că a fost foarte dureros că municipalitatea își poate permite ca să întrețină cimitirile, dar de fapt o practic se primește că este un business și la acest capitol. Și iată, am insistat foarte mult și mă bucur că am fost și susținut și de celelalte fracțiuni din Consiliul Municipal și aceste 120 de lei care pensionarii și toți cetățenii urmau să le achite pentru îngrijirea fiecărui mormânt, precum că dar asta nu era pentru morminte, dar se numărau câte morminte aveți, câte rude aveți înmormântate, pentru atâția trebuie să achitați de fiecare mormânt anual. Vă dați seama, 600 de lei pensiare și 800 de lei trebuie să achiți pentru așa ceva. Și desigur că prin decizia Consiliului Municipal, noi am anulat aceste taxe și ele nu mai există, ca să fie clar pentru toată lumea, din orașul Chișinău. Mai mult ca atât, am avut chiar o luptă foarte mare în Consiliul Municipal atunci când mi s-a prezentat în cadrul ședinței un proiect de ordine, de decizie, privind lichidarea tuturor gardurilor de la cimitiri care au fost instalate de rude. Vă dați seama, știți ce prezintă asta în orice cimitir. Și desigur că iarăși am obținut și nu am permis ca ele să fie demontate, fiindcă nu au fost audieri publice, n-au fost întrebați acei cetățeni care le-au instalat aceste garduri la mormintele rudilor. Și până la urmă era un business și aici peste 10.000 de tone de metalolom, iată poftim, fără plată. Iată așa la noi se pregătește din timp, se privește, se ochește unii de spate de amăgit oamenii și pe seama oamenilor. Dacă am vorbit încă de realizări, desigur că am obținut și aceea, fiindcă pe prim plan tot timpul, actualul președinte al țării, domnul Igor Dodon, de nenumărate ori, discutând cu fracțiunea și președintele fracțiunii, practic pe fiecare agendă săptămânală era grijă față de cetățeni. Și eram în sarcina fiecărui consilier ce facem pentru oameni. Și iată, noi, desigur, am pregătit, știți, și proiecte de decizii care au trecut prin Consiliul Municipal și au fost votate la 22 septembrie, chiar în 2016, am votat
pentru acei năcăjiți invalizi de gradul 3, dizabilitate medie, cum acum după ultimele date se numește, ca și ei să beneficieze de 70 de lei măcar atât de puțin la transport. Ne-am străduit ca la acei pensionari care primeau 70 de lei și era mărimea pensiei până la 1700 de lei, noi de acum am trecut proiectul de decizie ca toți pensionarii care au pensie măcar până la 2000. În așa fel am mărit 25.000 de pensionari și invalizi de gradul 3 care pot beneficia de pune ceri și să primească acești 70 de lei la alegere. Vor să călătorească sau vor să-și cumpere lapte și pâine măcar să supraviețuiască. Desigur că un alt fapt important a fost în viziunea noastră că acele petiții, acele adresări, acele cereri care le-am primit în audiență să fie zilnic, săptămânal examinate și practic să știți că chiar într-adevăr au fost soluționate, fiindcă atunci când bați, se deschide și atunci când deschizi ușa așa cum trebuie să o deschizi pentru cineva și te doare sufletul, desigur că se implică absolut toți. Vreau să vă spun că noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, chiar am avut și avem o conlucrare foarte bună cu marea majoritate a subdiviziunilor Consiliului Municipal, cu conducătorii acestor subdiviziuni, fiindcă de fiecare dată îi chemăm și îi rugăm ca pe prim plan și în pragul și în capul mesei să stea omul și nu interesele personale, geopolitice sau să lipsească de apartenența politică și de starea socială. Să ținem minte că nimeni nu știe unde mâine destinul te aruncă. Haideți să vedem realizările, de fapt, asociației sau mai bine zis Fundației Soluția, care a fost creată în anul 2011, și apare întrebarea firească. Aproximativ câte persoane au beneficiat de ajutorul acesteia și care sunt cele mai stringente probleme care se adresează oamenii? Я скажу на русском, так будет легче. Фонд «Солуция» основан в 2011 году, и за этот уже немаленький период мы помогли очень многим людям. Наша помощь заключается как в юридическом направлении, так и в социальном. Социальную помощь мы оказали более чем 80 тысячам граждан, то есть в зависимости от ситуации. Это может быть и продукты питания, помощь в получении дров, оформлении каких-то документов. Очень детские подарки сейчас, это актуально к новогодним праздникам. Ежедневно мы сталкиваемся с очень серьезными проблемами. Людям, может быть, кажется, что, посмотрев какой-то репортаж, они увидели чью-то сложную ситуацию, ну и забыли. А никогда не, как сказала данная Евгения, никогда не знаю, что тебя ждет завтра. И мы должны быть, я считаю, мы должны быть добрее, мы должны помогать друг другу в силу своих возможностей. И чем и занимается благотворительный фонд «Солуция» на протяжении этих более чем 5 лет – ситуации, говорю, бывают разные, очень, очень сложные, поэтому мы стараемся помочь каждому в силу наших возможностей. Domnilor invitate, eu să rog regia ca să ne pună pe post un subiect care a fost realizat în ceea ce privește acțiunile Fundației Soluția și actele de caritate pe care le desfășoară. După aceea continuăm discuția inițiată în studio. Rog regia ca să pună pe post subiectul. De sărbători, Fundația de Binefacere Soluția pictează prin bunătate zâmbetul fericirii pe chipul a mii de familii care își duc viața în condiții vulnerabile. Printre aceasta s-a regăsit și familia Postnicenco din Sângera. După ce și-a petrecut copilăria la orfelinat, acum Lucia crește singură 3 copii minori. Starea financiară a familiei s-a agravat considerabil după ce capul familiei a decedat. Femeia abia deși mai poate plăti chiria din compensațiile copiilor, iar fiecare suport primit înseamnă o binecuvântare. Cineva a venit și asta înseamnă că a venit și Moș Crăciun. Mie îmi place toate, de mult n-am avut așa ceva. Mulțumesc mult pentru daruri. Sunt într-adevăr o bucurie. Bucurie și pentru copii și pentru mine. Mă scuzați, vă rog. Că, într-adevăr, bucuriile astea noi nu le avem. Nu avem putință dacă suntem singuri. La gazdă. Am crescut fără părinți eu. Și așa soarta s-a stăian, că într-adevăr, situația foarte grea.
hăinuțe, dulciuri, jucării, produse alimentare și multe altele. Toate aceste daruri au adus familiei nevoiașe bucurie și atmosferă de sărbătoare în casă. Într-adevăr, suntem foarte mulțumite, vă mulțumim foarte, foarte mult la toți care au participat la fundația aceasta, care s-au astăian, așa fac bine la lume, la astăian, că într-adevăr multe familii sunt cu diferite situații. Pe lângă suportul material, reprezentanții Fundației de Binefacere Soluția se implică și emoțional, oferind suport celor pe care viața îi lovește dur. Tristețile oamenilor le-ați văzut împreună și acele lacrimi a copiilor ăștia micuți, care sunt niște îngeri nevinovați în fața lui Dumnezeu, ați văzut cu cât duioșii și cu cât blândeți au primit ei aceste căldouri și cât mulțumire am avut din partea acestei mame, care soțul i-a decedat, trei copii au rămas și îi crește practic încă era însărcinată cu a treilea copil și iată o locuiește la Gaza. Ați văzut în niște condiții extraordinar, apartamentul, casă plină de mucegai. Чем смогли, мы помогли конкретно этой семье с большим удовольствием, и мы рады, что небольшой, но подарок и праздник мы сделали в этой семье. Fundația de Binefacere Soluția, una dintre cele mai cunoscute și apreciate organizații, lansată de actualul președinte al țării, Igor Dodon, de 5 ani reușește să dăruiască bucurii și să readucă speranța celor care trec prin greutăți. La sfârșitul acestui an, doar timp de o lună, au fost ajutate peste 2000 de familii nevoiașe, în casele cărora lumina feierică a Crăciunului nu a mai fost de mult aprinsă. Stimați telespectatori, revenim la discuția din studio. Doamna Ceban, acești oameni vorbesc cu lacrimi în ochi de problemele care se confruntă. Cât de des vi se adresează asemenea persoane și care este posibilitățile fundației de a ajuta? Știți, practic, noi avem zilnic și nu numai o adresare, dar avem 10 de adresări zilnic. Nu mai vorbim ceea ce se întâmplă către sărbătorile de iarnă sau către sărbătorile de Crăciun. Ce vreau să vă spun? Noi, practic, Fundația Soluția, într-adevăr, le întindem o mână de ajutor. În afară de ceea că îi consultăm, mergem pe la ei, implicăm și agenții economici. Să știți că sunt foarte mulți oameni cu suflet mare în municipiul Chișinău, care, practic, își doresc să ajute atunci când îi rugăm, le dăm adresele sau ceva. Dar cel mai dureros este că în municipiul Chișinău există primăria în municipiul Chișinău, știți? Este Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului. Și atunci când chiar am contactat de șefa direcției să-mi dea familie cu 10 și mai mulți copii pe care eu practic le știu. Este familia Peribicovski la Poșta Veche, 16 copii. Avem Oxana Popov care tot la Poșta Veche, 10 copii. Vă dați seama, cum poți e că o caldare de borș să o faci chiar? Dar eu mă întreb atunci, atâția milionari avem în țară, chiar ei nu văd ce se întâmplă în jurul lor, oameni buni, aș face chiar o chemare, dar fiți o leacă mai blânzi la suflet, încercați din bunurile care le aveți să vedeți și acești copii, fiindcă prin această familie noi avem sute de familii chiar în municipiul Chișinău, cu 5, cu 10, cu 7 copii, cu 9 copii, care ar trebui să le spunem mulțumesc acestor mame, că necătând la greutățile care sunt în țară, dumnealor, iată, educă și cresc acești copii, neavând loc de muncă. Nu credeți că așa? Mai mult ca atât, chiar iată, familia în cauze, când am fost la dumnealor, în casă fric, și iată, astăzi am intervenit împreună cu viceprimarul domnul Grozavu și cu domnul Haruță și le-au dus să le ducă lemne. Altă familie din sectorul botanic, cu 6 copii, li s-a dat, iată, chiar răspuns, că lemnele sunt contraplată. Și întâmplător acest răspuns o nimerit pe site-ul Fundației Soluția. Eu, colega mea l-a dat când am venit la serviciu. Da. Momentan m-am implicat și chiar astăzi această familie Crășmari a primit, i-a fost dusă lemnele acasă. Spuneți-mi, vă rog, chiar nu putem fiecare să ne implicăm? Unde putem să ajutăm? Să nu fim atât de invidijori, dar de ce lor și nu nouă, da? Mai mult ca atât, ceea ce privește ajutorarea, să nu credeți că numai aceste familii, dar în aceste familii nimeni nu poate să gândească că într-adevăr printre acești copii ei sunt toți viitorul țării. Poate undeva crește un geniu acolo, dar el nu se poate dezvolta, el nu poate, nu este deschisă ușile așa cum la cei copii care sunt aprovizionați și au de toate. Și desigur că este foarte obișnuitor, că așa ne pierdem practic tot ce avem mai scump în viața asta. Aș vorbi să credeți că numai familii cu mulți copii sunt și pensionari.
care îngheață în casă sau niciun ce nu-și fac, fiindcă se facă economie la lumină, se facă economie la agentul termic, cu toate că este centralizat și vrei, nu vrei, trebuie să achizi facturile. Avem atâtea cazuri care vin și se tem că, iată, nu avem practic cu ce achita și vom fi dați afară din apartamente, din blocurile locative. Și iată, noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor în Consiliul Municipal, am obținut în anul pentru sezonul de încălzire la agentul termic de la 2000, am majorat la 2500 pentru fiecare persoană din familie. Adică, dacă sunteți 4, poftim, 10.000, dacă aveți, puteți depune cererile și pachetul de documente. Și anul acesta am mărit de la 2500 la 3000. Dar ce a fost și aici caracteristic? Fiind în grupul de lucru pentru examinarea documentelor la agentul termic, știți, am scos la iveală atâtea probleme. Nu cei care trebuie să primesc și compensația la căldură, fiindcă atunci când un bătrân stă în cameră și copiii sunt plecați după hotare și nu poate dovedi ca să depună documentele, noi am introdus ca copilul celălalt, dacă nu ai grijă de părinții tăi, ceea ce prevede codul civil ca părinții, copiii să aibă grijă de părinții înstăriți, măcar trimite copia buletinului, pașaportului, ca părintele într-adevăr să vadă că tu ai ieșit din țară și să poată depune documentele. Mai mult ca atât, știți, așa era o amăgeală și eu cred că am făcut interpelare și cred că trebuie să implice și inspecția financiară să verifice toate dosarele, atât în suburbii, cât și la preturile de sector la aceste comisii, fiindcă, bă, iată, vine din stradă, vine că ți-o da la căldură. Nu poate fi așa ceva. Când ne-am confruntat cu așa dosare, dumneavoastră locuiți pe o adresă, soția pe altă adresă, locuiți în concubinaj cu cineva. Vă dați seama cine primește această compensație, dar nu într-adevăr care au nimerit profesori, medici, într-o situație care nu pot că le rușine. Și deci am făcut o perioadă de modificare, fiți bun și prezentați copia contractului că dumneavoastră într-adevăr locuiți la această gazdă ca să poată primi și ei acest, fiindcă sunt familii tineri care locuiesc la gazdă și achită și gazda și serviciile comunale. Dar acei care dau în chirie aceste apartamente, fără obraz, ei au câte 3-4 apartamente, pe asta trăiesc, le dau și nu vor să facă contracte. Atunci, haideți să fim singuri mai receptivi și să ajutăm pe acești oameni, fiindcă nu se poate așa ceva. Sau ni s-au prezentat listele, știți, cu niște ilegalități, practic, ceea ce au fost întoarse înapoi. Cum îmi prezinți? Fără sumă, fără nimic. Ei pe urmă, după ce noi am semnat procesul verbal, adică eu vă semnez, nu știu pe ce, și dumneavoastră o să faceți calculele pe urmă. Vă dați seama, iată, aceste ilegalități au existat în primărie, municipiul Chișinău, la acest capitol, și prin preturi, și până am făcut noi aceste, iată, prima ședință, care am făcut-o și am făcut urgent, am propus operări de modificări. Și desigur că acum, de acum, va fi pentru fiecare persoană 3.000 de lei, s-a acceptat, iată, la ultima ședință, noi am votat operări de modificări la acest regulament și am aprobat proiectul de decizie la acest capitol. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre Fundația Soluția, pe lângă aceste acte de caritate pe care le-am văzut și noi că le face, știu că mai oferă și consultație juridică. Care sunt problemele care se adresează oamenii? Probleme очень разные, они связаны и с ЖЭКами, где неправильное начисление тоже каких-то коммунальных платежей, там может быть и какие-то судебные решения. То есть все, что связано с юридической сферой и все, что в рамках закона, наши юристы помогают, это все бесплатно, это все ежедневно. У нас очереди, нам звонят и спрашивают, как можно к вам записаться. Мы говорим, что это порядок же в очереди, но людей действительно очень много, потому что, к сожалению, государство, муниципалитет, так получается, что людей обманывают, люди не защищены от очень многих проблем, и вот они обращаются к нам, и мы стараемся помочь, и мы помогаем, и это ежедневная работа. De regulă, persoanele care se adresează sunt persoane de vârsta a treia, sunt bătrâni? Нет, очень разные категории лиц, это и молодые люди, молодые семьи, это и люди в возрасте, пенсионеры, которые просто не знают каких-то, может быть, статей закона, и они действительно беззащитны в данных вопросах, поэтому мы разъясняем, мы обращаемся в суды, мы делаем депутатские запросы. Это очень серьезная, кропотливая работа, очень объемная. Doamna Ceban,
Pentru că suntem practic în preajma sărbătorilor de iarnă, respectiv sezonul rece este instaurat pe deplin. Vreau să vorbim un pic despre copiii străzii. Cum îi ajută primăria? Se acordă atenția acestora? Este un segment, aș îndrăzni să zic, vulnerabil. Știți, ați ridicat un subiect foarte actual. Actualul primar practic își face menderile personale. Fiindcă, iată, uitați-vă, pentru regie, la 23 decembrie emite o dispoziție, dispoziție 15-17D, unde sistează activitatea centrului Vatra a copiilor orfani. Vă dați seama ce se întâmplă la 23 decembrie, fără să spună la curent Consiliul Municipal, fiindcă acest centru a fost creat prin decizia Consiliului Municipal. Iată. Și șefa direcției de la protecția copilului, eu stau și mă întreb, atunci, dragă, cu ce te ocupi dumneata și pentru ce mai trebuiți atâția șefi de direcții sectoriale, la direcția generală a protecției dreptul copilului, când voi ați aruncat la sărbătorile de iarnă, practic, copiii în stradă. Așa au făcut și cu internatul numărul 2 de la strada Grenoble, unde astăzi trei cămini stau bătute în scânduri și tinerii orfani, care au depășit deja vârsta de 23-24 de ani, practic, nu au unde să locuiască, măcar o cameră să le dea acolo la fiecare din acești copii. Nici nu știu numărul acestor familii, nici nu știu numărul acestor copii. Și mai mult ca atât, vă dați seama, acești copii vor fi, iată, pe acest timp friguros, se duc cu cerșitul în stradă. Mai mult ca atât, acest primar Chirtoacă, vă dați seama, copiii străzei, copiii orfani, i-a aruncat în stradă. Dar emite la 15 decembrie 2016 dispoziție, unde și e lui 78.000 de lei pentru colindători. Dar de ce nu ți-ai luat copiii orfani să te colinde? Sau să dai cei 78.000 de lei la centru Vatra unde să nu lăsistez din lipsa surselor financiare, dar să hrănești copiii ăștia și să-i întreții acolo. Mai mult ca atât, au început la 15 decembrie, care sunt achizițiile publice? E ca așa, a face de mică valoare și aș repara cablurile de telefonie, așa aș scrie și niște birouri în primărie. Mai în scurt s-a început iarăși spalare de bani. Și știți ce este dureros? Că este dureros aceea că practic s-a implicat și inspecția financiară, se implică în ilegalitățile comise de actualul primar Chirtoacă și mă întreb până când această guvernare îi va permite și nu va face public aceste dosare penale care noi toți știm că sunt. Uitați-vă, noi am vorbit la Consiliul Municipal. Da. A fost atâta mizerie. A lucrat inspecția financiară referitor la Gabriela Ciumac, care a lucrat după hotare, primind bani în proiect, și ea a primit peste 340.000 aici la primărie, în municipiul Chișinău. Și vă închipuiți, dumneavoastră, că atâta obrăznicie aceeași Diana Gurschi, care e șefa direcției juridice, a atacat inspecția financiară în instanța de judecată și se găsește o deșteaptă și mai mare jurist de la primărie, doamna Urecheanu, de care la prima ședință vom cere să fie luată procura de a mai participa la instanțele de judecată, fiindcă nu se poate aceste ilegalități încă să te duci să dovedești că primarul general e corect. Vă dați seama cu ce se întâmplă. Orice inspecție, orice organ care vine la control este atacat în instanța de judecată, fiindcă Chirtoacă se gândește că veșnic cineva l-a apărat. Stați o clipă, dragă, s-a început de la 1, de la Șalarova, îți va veni și timpul ție, că trebuie să pleci singur, dar dacă nu așteaptă până când îți va veni acolo unde s-au dus ceilalți care ai făcut atâtea ilegalități și atâtea vieți ai distrus, copii otrăviți, cu achizițiile publice. Dumneavoastră o să ajungem și la achiziții publice. Și iată vă lămuresc ce se întâmplă cu copiii străzii. Dar vă dați seama, pe lângă copiii străzii, eu vreau să vă spun că sunt și mai mari ilegalități. Fiindcă mamele cele care au plecat și acești copii străzii și acești copii care au rămas fără să îi îngrijească cineva, încă sunt agenții economici în municipiul Chișinău, unde iată avem iarăși de la inspecția muncii, date unde acești copii minori sub 18 ani, mai mult de 56, au fost folosiți ilegal, fără carne de muncă, la munci grele, la construcții, la ridicare, la tot. Spuneți-mi dumneavoastră, ce o să fie din copiii cei pe urmă?
Absolut nu le interesează pe nimeni. Iată, acum merge vorba că cât mai repede cât Consiliul nu activează grădinița 77 din sectorul Botanica. Știți, și eu nu înțeleg și direcția de învățământ. De-am ați ars printre atâtea, ați ars prin achiziții. Sunteți impuse de chirtoacă de a accepta un conducător la o instituție, altul, să-l numiți pe criterii politice. Tot aceeași problemă, oamenilor, dar opriți-vă la grădinița 77 frecventează copiii cu dizabilități locomotorii. Unde să-i duci tu pe acești copii? N-am înțeles. De ce? Dacă astăzi le arde să închidă această grădiniță și are fracțiunea noastră, atât din Parlament cât și municipală, din consilieri, luptă cu acești fără de legi. Haideți să revenim un pic la activitatea Fundației Soluția și la serviciile pe care le prestează acestea. Vreau un pic să deschidem parantezele la sursele mijloacelor financiare. Doamna Ceban vorbea despre un aport considerabil al agenților economici. În mărime, de ce sume sunt făcute de regulă aceste ajutoare financiare? Очень часто к нам есть действительно на самом деле люди с добрым сердцем, которые помогают безвозмездно, которые при этом остаются в тени, не делают себе пиар, они просто хотят помочь людям, и зачастую мы напрямую отправляем к организациям, либо конкретным каким-то семьям. Человека, который хочет помочь, и он помогает, он делает это доброе дело. В зависимости от проблемы, от того, чем может нам помочь организация, физическое лицо или экономический агент, кто-то, может быть, помогает продуктами, кто-то помогает финансовой помощью, то есть... Здесь бывают различные помощи. Știu că au fost cazuri în care ați oferit și casă pentru persoanele care au rămas fără adăpost. Da, во главе с Игорем Николаевичем Дадоном была оказана помощь такого рода. Это серьезная в Сенджире, да, в район Сенджирей. Это очень серьезная помощь. Там была очень сложная ситуация. Семья многодетная осталась без дома в силу определенных обстоятельств. И им подарили дом, им организовали еще сбор денег. Чем смогли, помогли. И я думаю, люди должны брать пример с таких поступков и помогать также. Doamna Ceban, vreau să revenim un pic la copii și la cei pe care îi îngrijesc. În ultimul timp, în societatea noastră se operează noțiuni de genul asistent parental, asistent personal. Haideți să le luăm pe rând și să-i explicăm până la urmă cât de transparente sunt făcute calculele pentru aceste persoane care urmează să fie remunerate și haideți să identificăm împreună seria de probleme cu care se confruntă. Bănuiesc că și acolo lucrurile nu stau destul de limpede. Haideți să începem cu asistenții parentali. Știți, la acest capitol, asistenți parentali, ca să înțeleagă lumea clar ce este acesta, sunt acele familii care, pe lângă copiii care iau alor biologici, mai iau copii la întreținere. Fie că a fost decăzut de drepturile părintești, fie că mama este în pușcărie sau fie din diferite motive sau pur și simplu părinții sunt decedați. Și iată, aceste familii, vă dați seama că și eu acești copii străini și nu numai că și eu copii străini, dar și eu la întreținere și copii cu dizabilități, cu grad de invaliditate, fie la cărucior, fie copii care hrănesc prin sonde, copii care într-adevăr sunt lipsiți absolut de orice. Și ce să vă spun la acest capitol, eu cred că aici este de dorit atât la nivel de municipalitate de schimbat regulamentul, cât și la nivel de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și chiar și prin hotărâri de guvern. Fiindcă când încerc în municipalitate să cer ceva, să aducem la nivelul municipalității ceea ce ne putem permite să facem ordine, se începe a dialoga și a ne pune în capul mesei legea. Dar eu mă întreb atunci când adoptați o lege sau când elaborați un proiect de lege, mai sus vă gândiți la soarta celor copii. Și ce vreau să vă spun? Practic, noi trebuie să ne închinăm acelor mame, asistenți parentali, profesioniști, care iau acești copii. Fiindcă guvernul sau prin hotărâri de guvern și municipalitate, de exemplu, la orice mamă care ia la întreținere acești copii, plătește salariul lunar 2500 de lei. Bine, ai luat un copil. Și mai departe, pentru fiecare copil, acolo sunt ceva, 500 de lei sau cât. Dar dacă asta mama are 5 copii străini la întreținere, dați seama că, iată, noi am avut, acum am închis casa, s-a închis o casă, acum ia Harea,
prin decizia Consiliu și practic am fost atât de mult duși în eroare de către șefa Direcției Protecției Copilului că noi am rămas, că în această mamă a venit la Consiliu și a spus, doamnă Ceban, eu am crescut și 8 copii, dar pe mine m-a impus să scriu cere că eu ating vârsta de pensionare. Eu vreau să vă întreb și pe dumneavoastră și toată lumea, spuneți-mi, vă rog, noi părinții biologici, când un copil îi dăm, apare pe lume la o vârstă mai înaintată, noi ce nu le educăm după vârsta de pensionare? Îl lăsăm, îl dăm la casa de copii? Și iată, acest regulament, privind asistenții parentali profesioniști, trebuie urgent de modificat la nivel central și la nivel local, ca să permitem acelor familii care au luat și copiii aceștia s-au deprins cu dânșii, să le permită și după pensii să fie și mai departe. Dumneavoastră, vă întrebați că aici e așa o amăgeală cu acești copii, fiindcă dacă sunt copii orfani, deodată copiii ăștia de acum să găsesc persoane de după hotare, nu din țară, cine să-i adopte. Am solicitat la șefa direcției în mod urgent să fie făcut un proiect de decizie să treacă ca componența comisiei de adopție copilul să fie consilier municipal. Dumneavoastră, ce credeți că? Doamne ferește! Repede a luat și s-a dus la Chirtoacă, a făcut prin dispoziția lui Chirtoacă această componență a comisiei, ca tot ei, juristul, ea și Chirtoacă și de Foaie Verde, și psihologul lor, care noi am avut copii ce au venit la internatul numărul 3 plângând că uitați-vă, nici nu mi-au spus peste noapte, eu sunt adoptată din străinătate și încep a spune că asta ministerul hotărăște. Domnilor, noi nu mai avem încredere în instituție nici a statului, până nu modifica cum trebuie. Și spuneți-mi, de ce dumneavoastră vă împotriviți, treceți componența comisiei de adopție a copilului, fiindcă iată așa îi mint, îi dau să-i creșteți dumneavoastră de la un an, să vă chinuiți și când acum copiii au devenit mari, repede îi adoptă cineva din străinătate și nu știm soarta acelor copii, unii nimeresc și în ce mâini. Mai mult ca atât, știți, eu chiar am rămas frapată. De ce se plătește salariul unei mame numai pentru 2500? De ce nu se plătește? Câți copii ai? Da. De ce câți copii? Dacă i-ai dat 5 străini. Și această mamă, vă dați seama, eu nu știu, asta trebuie să fie cu atâta o inimă mare și practic noi de acum le știm care sunt femeile astea. Dar numărul acestor persoane este în creștere? Numărul acestor persoane este în creștere, să știți, fiindcă atâția copii abandonați avem, nici nu vă pot spune, atâi nască, îi leapădă sau au plecat părinții, copiii sau sunt nasc cu dizabilități și nimeni nu vrea să iei să-i îngrijească. Și aceste mame, eu pot să vă dau chiar același exemplu, e Caterina Predă de la Stauceni, care e acum a avut încă iar vreo 3 copii și încă 3 maturi care până la 18 ani au trecut de majorat și copiii nu vor să ducă de la dânsă că îi zic mamă. A fost un băiețel, Serioja, întors la părinții biologici și a venit înapoi peste un an, a fugit la această mamă, Ecaterina Preda. Vă dați seama, dumneavoastră, cât suflet trebuie să ai și cu ce femeie asta? Copilul acela vrea și o bomboană, copilul să vrea și încălțat și îmbrăcat. Este ieșit din comun. Ce lege avem, ce hotărâri, ce regulamente. Și desigur că eu până astăzi nu pot înțelege. Înseamnă că reexistă conflicte de interes la Direcția Protecției Copilului. Dacă tu, șefa direcției nouă, noi am luptat atâta cu doamna Chifa, astăzi a venit șefa nouă și tot aceeași încă mai mare ilegalități continuă mai departe. Copiii străzi odată în stradă, cu copiii cu decizia de aduce la adopția la Consiliul Municipal să fie și Consiliul Municipal o ignorat și s-o dus la nivel de Chirtoacă, cu dispoziții diferite se duce la nivel de Chirtoacă. Avem și noi alte informații, că e multe, multe, dar asta fie pe seama pe sovestea ei, ce e ce se întâmplă. Chiar ieri am început să o telefonez câte mame sunt cu 10, cu 15 copii în Chișinău. Dumneavoastră, vă dați seama că eu care le cunosc din anii mei de la asistența socială, încep să-i spun ei și îmi spune nu că am consultat șefii de direcții și au spus că nu există. Dragă, i-am spus, acești șefi de direcții trebuie dați mâine afară, eliberați din funcție. Dacă voi până astăzi, nu în primul rând, vă numiți Direcția Protecției Copilului și familii cu mulți copii, la voi nu sunt la evidență, numai care se adresează. Cum așa, doamnă? Noi, pensionarii, avem pe toți la evidență la asistența socială. Și nu poate să existe așa ceva. Eu îi spun, în municipiul Chișinău, numai sunt peste 15.000, luați la Casa Națională statisticile, peste 15.000 de familii cu mulți copii. Și ei n-are idee despre ce vorbește. Despre ce noi vorbim, domnul? Iată așa să numesc șef de direcții, care când cer informații, e ieșit pur și simplu din comun. Spuneți-ne, vă rog, cât de deschise sunt instituțiile statului atunci când mergeți cu cazuri concrete și le arătați că au greșit sau nu au soluționat problema la vreme? То есть к нам приходят люди, да. Когда они уже обратились во множество да. государственных инстанций, где им отказали, и когда уже мы включаемся в решение данного вопроса, тогда уже госструктуры пытаются как-то помочь, как-то выполнять свои обязанности, которые они должны выполнять изначально, когда к ним обращается человек.
Но, опять же, в силу того, что наши граждане не все знают свои права, то, на что они имеют право, на какие-либо компенсации, помощь, очень многие нюансы, госструктура этим пользуется, и людям не оказывают те услуги, которые должны оказывать. И уже как только мы включаемся в эту проблему, уже получаем более-менее положительный результат, такой, который необходим был изначально. Cu cine mai colaborați atunci când este vorba de identificarea acestor mijloace financiare și asupra posibilităților? Pentru că bănuiesc trebuie să existe o întreagă echipă, începând de la psiholog, terminând cu asistenți sociali, ceea ce spunea doamna Ceban și așa mai departe. Există întreg spectru? Da, la acest capitol există întreg spectru și eu consider că asta trebuie să fie zi de zi conlucrarii, atât la nivel central, cât și la nivel local. Indiferent că persoana este din raion, că este din municipalitate, oricum se adresează la soluția și noi, în afară de cel suport care putem noi să-l acordăm, desigur că ne adresăm și la instituțiile care sunt abilitate cu acest drept pentru a le acorda, fie că e Fondul Municipal de Susținere Socială a Populației din municipiu sau Republican pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, fie că este Fondul de Rezervă al Primăriei care practic banii care sunt alocați de Consiliul Municipal. Și desigur că acest fond de rezervă în mod de urgență trebuie să fie tot să aibă o perioadă de modificări la regulament, fiindcă, dacă să vă spun așa sincer, sumele cele mai mari de ajutoare materiale le primesc practic angajații primăriei. Chiar asta a stat o tradiție, că știu că îi ajunge rândul și trebuie să scrie ajutoare și când vine o necăjită de familie cu mulți copii sau ceva, sau iau vreun deces, spune că regulamentul nu prevede de a acorda așa ajutoare. Știți, este paradoxal. Este paradoxal. Și ce să vă spun? Și la capitolul aș vrea să vă spun încă cu asistenții parentali profesioniști, noi avem cazuri pierdute la CEDO. N-am să spun numele părintelui care de la o mănăstire s-a adresat și a dat câștig de cauză și Republica Moldova trebuie să achite peste 8.000 de euro pentru doi copii care așa au fost vânduți de protecția copilului. Eu vorbesc public, am înscris acest rezultat și mă întreb același premier Filip, doamne, poate nu ajunge tot la deci, dar uitați-vă, oameni buni, ce se întâmplă, dați să schimbăm, dați să lăsăm interesele astea, poate mai trebuie schimbați însuși angajații acestor ministerii, fiindcă poate nici nu știe însuși ministrul despre așa ceva. Dar aici, dacă eu am ieșit cu demers înscris la protecția copilului prin viceprimar și doamna până astăzi se duce numai la chirtoac și face prin dispoziții, eu mă întreb atunci, ilegalitățile astea înseamnă că ei știu ce fac în municipalitate. Doamna Ceban, eu vreau să ne oprim un pic la asistenții personali. Cum stăm la acest capitol? Știți, iată, în sfârșit s-a început și în Republica Moldova și la nivel de municipalitate să vedem lucrurile pe față. Ce înseamnă asistent personal? Asistent personal este acea persoană care, de exemplu, într-o familie a unui persoană cu dizabilitate sau severă, soția nu poate lucra și trăiesc, supraviețuiesc din pensia acestui invalid. Sau fiica, dacă nu este mama, sau se întâmplă orice caz, sau aveți copil cu așa dizabilități. Și iată, noi în Consiliul Municipal, în sfârșit, am mărit numărul, fiindcă municipalitatea nu trebuie să aștepte, chiar că statele de personal, ni le-a dat Ministerul de Finanțe și finanțarea de acolo. Oameni buni, sunt bani în Chișinău, credeți-mă că sunt. Fiindcă aici toți agenții economici, cei mai bogați sunt în municipalitate. Toți milionarii și toți businessmanii trăiesc în Chișinău. Dar la timp trebuie să poți să gestionezi aceste surse financiare și trebuie să la timp să vezi necazurile, nevoile acestor persoane care nu le deschide ușa nimeni. Și atât acești asistenți personali au fost dați atât la Direcția Protecției Copilului de către actualul Consiliu Municipal și la asistența Direcției Generală Asistență Socială 480 de asistenți. Asta înseamnă că ei de acum s-au angajat cu carnea de muncă, cu salariu și ei pot lucra adică pot să îngrijească de persoană care se află într-adevăr în așa situații de risc. Haideți să mai deschidem o paranteză pentru că mai avem aproximativ 7 minute în cadrul acestei emisiuni despre serviciul social la domiciliu.
Da, aș vorbi și despre acest serviciu social la domiciliu, fiindcă în ultimul timp de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost modificat regulamentul acestui serviciu și, desigur, cu regret, în municipalitate urmează ca în cel mai apropiat timp, așa după cum eu am fost informată, să ne se aducă un proiect de decizie unde să reducem 100 de lucrători sociali. Și eu mă întreb, dar de ce noi trebuie să lucrăm după regulamentul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, că în acela este regulamentul cadru și nu are de când Direcția Generală Asistență Socială la așa moment să nu duci oamenii în stradă, cei care s-au angajat, să aduci la Consiliul Municipal regulamentul acestui serviciu să fie aprobat de Consiliul Municipal și să luăm acei oameni solitari care nu au avut în viața lor nici copii, nici rude, nici nimeni, nu ne lipsi de ușa nimeni, să-i lăsăm la deservire și acești lucrători sociali să fie în continuare să activeze, fie cu același salariu mic de 1.500 până la 2.000 de lei. Dar dați-vă seama, site-ul 10-12 de oameni de aceștia singuratici și toată ziua se duci cu torbele acasă fără nimic și să-i deservești și la policlinic și toate documentele și toate, tot ce le trebuiește absolut să-i deservești. Eu cred că asta e un serviciu foarte necesar pentru municipiul Chișinău și ar trebui să fie în mod de urgent un regulament aprobat la acest capitol. Haideți să vedem care sunt proiectele ce urmează a fi implementate de către Fundația Soluția în anul 2017, pentru că la final de an obișnuim să facem unele planificări pentru 2017. Vă rog. Ну, деятельность наша заключается, в принципе, самое главное – это помогать людям. Будь то какие-то акции общественные, либо это ежедневная помощь, как мы уже и говорили, юридического или социального характера. Поэтому проектов может быть много. Самое главное, чтобы были люди, которые хотели бы также помогать. Поэтому... конкретные цели и задачи вы увидите в 2017 году, когда мы будем это выполнять. Doamna Ciban, s-a discutat foarte mult în societate, este punctul vulnerabil, aș îndrăzni să zic, problema pensiilor, mărimilor, modul în care sunt calculate și așa mai departe. Ce întreprinde la acest capitol CMC? Eu vreau să spun că la acest capitol CMC încă nu poate să întreprindă nimic, fiindcă este pensia, legea privind pensia de asigurare sociale a fost elaborată și aprobată de Parlament. Și prin hotărârea guvernului, eu mă întreb, sunt atât de bucuroși, așa ne-a declarat și premierul Pavel Filip, că vom fi așa de fericiți din 1 ianuarie 2017, să știți că astea sunt macaroane pe urechi. Și vă spun de ce. Rog. Eu pe parcursul acestor ani de activitate, deoarece am fost în domeniul protecției sociale, am activat, știți, e un dezastru la casele naționale de asigurări sociale. Fiindcă atunci când se calculează pensiile, practic își bat joc de noi, când ne stabilește mărimea pensiei, se ia în calcul nu anii care vor, nu vrea solicitantul, care dorește, ar trebui să iei cum e în lege, acei 5 ani să-i firesc care vreau eu, dar să-i impun care vor ei. Și mai mult ca atât, eu am avut atâtea adresări. Iată, vreau să vă spun că chiar am avut Sfeșnicov Vitalie de pe strada Drumoviilor 42. Vă dați seama, el este invalid surdomut. Și omul acesta a amblat 10 de ani de urmă să-i recalculeze pensia și la 1 aprilie anul 2016 a avut pensie 798 de lei, după 1 aprilie 948 de lei și după ce ne-am implicat fracțiunea Partidului Socialiștilor, acest om a fost amăgit lunar de 1626 de lei. Iată, acum el are pensia 2474 de lei. Dumneavoastră, vă închipuiți că acolo nu a fost așa o zină, că acela a dispărut o zină. Păi, dar pentru ce sunteți voi în Casa Națională? Duceți-vă și dacă el nu poate să vă lămurească. Altă problemă, am avut 10 și sute de cazuri de aceste recalculări. S-a dechină Olga, a decedat soțul militar, a vrut să-și iei pensia soțului, care are dreptul. Eu dat răspuns că e tot calculat și după ce ne-am implicat, 1000 de lei adăugat lunar. Nu spuneți, în pensia de urmaș. Chiar nu puteți face fără să ne implicăm cineva? Și de ce eu răspund la acest capitol? Să știți că vor fi probleme, fiindcă această actuală guvernare nu și-a dat seama că dumneavoastră încercați ca, precum că să ne fericiți pe cei care vor fi, dar nu v-ați ori la pensie, da? Și vor avea pensii două ori mai mari. Dar ce o să fiți cu cei 600 de mii? De ce nu i-ați adus la acest nivel? Fiindcă formula care s-a calculat e vina voastră. Voi n-ați făcut la timp și această formulă trebuie să fie pentru toți pensionarii, fiindcă ei când vor merge la alegeri parlamentare, vor câștiga tot 1,8 și ghempu și ceilalți partidi vor câștiga ceea ce au avut, fiindcă pensionarii vor ține minte bătaia asta de joc, fiindcă noi până astăzi avem plângeri de la cei care au ieșit la pensie până în 1999, nu li s-au calculat coeficientul, a fost altul. Și știți, aici sunt atâtea mărunțușuri care practic vor suferi cei care au aprobat.
nimeni nu o să fie fericit, credeți-mă. Cu recalculare și cu toate astea, trebuie de mult să facă și recalculări. Dar ei nici n-au de gând să facă cum și în municipalitate. Vedeți ce se întâmplă? Au aprobat legea, au pus surplusurile astea de apă pe seama dumneavoastră și a pensionarilor este chinuit. Și atât noi, fracțiunea Partidului Socialiști Consilierilor, am propus ca să începem, deja este pregătit proiect de decizie urgent, ca cota parte a apei care este pusă, diferența dintre contorul de la intrare și contoarele locatarilor, să fie achitată de municipalitate, fiindcă legea 303, articolul 29, trebuie să aibă mecanism de implementare. Mecanism nou a fost și Infocomul care trebuie lichidat, o pus pe seama oamenilor plata asta, dar este, nu este corect, dumneavoastră mă înțelegeți? Și noi până când, uitați, aprobăm legi, le punem fără mecanism de implementare, căutăm intermediari, selurile astea, pentru ce nu ne trebuie să întreprinderile municipale, dacă ei astăzi încasează bani, ei trebuie să fie urgent reorganizate în prestare de serviciu, dar nu asta, să lucreze pentru oameni. Toți s-au așezat bine, mersi, 70.000 de lei salariu și iată, pensionarii ăștia vor muri așa. Practic îi îngropăm de vii, fără să ne dăm seama că univa este bunica, tatăl, mama noastră. Doamnelor invitați, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Da, puteți veni cu un mesaj de felicitare. La sfârșit de emisiune am avut un an greu, anul 2016. Ne vine anul 2017, dar eu totuși profit de ocazia că sunt la această emisiune și aș vrea să le doresc tuturor cetățenilor din Republica Moldova și din municipiul Chișinău sănătate, răbdare, să doresc pace în familiile lor, pace în țară, un an bun și să ne ajute Dumnezeu la toți și la mulți ani. Mesajul dumneavoastră, foarte scurt. Также присоединяюсь к словам дамы Евгении. Я желаю всем крепкого здоровья, это самое главное. Мира, добра, благополучия, это то, что нужно сейчас всем, всему миру, скажем. Pe această notă noi punem punct acestei emisiuni. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Accent TV. Sunt Vlad Madan, o seară bună alături de Accent TV. Fiți cu ochii pe noi.